Informația momentului la Digi24. PSD acceptă rotația premierilor fără să ceară ca primul dintre premierii propuși să fie social-democrat. Surse politice spun că decizia s-ar fi luat în ședința care are loc la această oră. Andreea Dumitrescu are detaliile. Andreea, numele e Marcel Ciolacu? Bun găsit tuturor, da, social-democrații au dat un vot astăzi ca Marcel Ciolacu să fie numele susținut de social-democrați pentru funcția de premier. Interesant este însă exact ce spuneai și tu mai devreme, faptul că au votat să susțină această variantă a rotației în fruntea guvernului, însă nu au dat un vot și pentru ca social-democrații să fie primii cei care ocupă această poziție. Este diferența majoră între votul dat ieri de Partidul Național Liberal și cel dat astăzi de social-democrați. Liberalii au votat încă de aseară ca ei să fie primii cei care vor ocupa această poziție în executiv. Marcel Ciolacu spunea și el în această dimineață că, ținând cont de numărul de mandate pe care îl au în Parlamentul României, ar fi firesc ca social-democrații să fie primii cei care dețin această funcție, însă în cadrul ședinței de astăzi nu a fost un vot explicit în acest sens. Deci rămâne flexibilă poziția social-democraților de negociere. Nu sunt obligați prin mandatul dat astăzi de conducerea partidului să ceară ca social-democrații să fie primii care dețin această funcție, ceea ce înseamnă că în cadrul negocierilor ar putea accepta ca liberalii să fie primii care dețin portofoliul de premier, însă este important de subliniat că rămâne neschimbată poziția social-democraților. Florin Câțu nu poate fi acel premier propus de PNL pe care să îl poată vota cei din Partidul Social Democrat.